Dar noi unde mergem acum? La parcare. Acum merge... Ce parcare? La parcare mergem parcare să luăm două colivii și o măsuță de toaletă pe care trebuie să le duc chiar și la Mița biciclista pentru petrecere. Păi hai să luăm mașina atunci. Doar nu ne cărăm. Dar n-ai crezut că merem pe a, jos. Okay. Mergem înspre mașină pentru că Alex a aici e piața Amzei și Alex a parcat în Lugoș. Da, dar știți că voi observ că aveți o foarte bună... Ce? Un foarte bun simț al orientării. Mașina este încolo, nu încolo. Și de cine lași caproasele? Încolo, hai. Am crezut că așa. Poate vrem să facem o plimbare, dar na, mergem și ne plimbăm. Da, uite, da. Mergem așa. Uite, fii atent. Alex, tu știe cum plec eu la drum? Ah, da, nu știe, abia aștept. Vai! Aici am fost, mai ții minte, ți-ai luat bijuterii. Da, hai repede că mai trebuie să venim, da. Mai venim aici. Că mai trebuie să facem... Dar, da, el nu știe, vezi, că Ana te pleacă cu niște bagaje, nu, exclus. Umbreluța noastră cu ciucul. Umbreluța noastră cu volane. Da. Două, trei din astea. 27 de cărți, că s-ar putea să îmi placă una. 5 rochii vesela. De seară. Vesela noastră de argint. Nu, deci nu cred, nu. Deci nu vrei să știi. E bine că doar noi doi mergem cu mașina, nu mai luăm pe altcineva. Nu vrei să știi. Ca să avem loc unde să punem toate lucrurile astea. Nu. Mor exclus. Dar cum? Doamne, nu ți-o chipi că a încărat o frapieră din Copenhaga în formă de scoică până în București să nu o duc la mare să arunc o șampanie în ea. Din exclus. Asta tu oricum nu mai bei, dar mie îmi place că tu vrei să arăți că bei în continuare. Ce? Păi tu nu mai bei oricum decât ceai și apă. Păi le torni într-o sticlă de șampanie. Asta zic, deci tu ca să-ți faci tu filmul, da, faci o combinație, cum ceai dragă... verde cu gheață. Exact. Văd, da, ce am... Se cam cal și mie. Da. Iar am bufeuri. Păi de la căldură. Eu vă spun. Fii atent că și aici se întâmplă ceva, se renovează o chestie. Aici e ceva art deco, că arată așa, arată. Op, ușor. Stai de drag, aia m-am pus iar în față. Îmi pune piedică, fratele tău, așa ok, vrea. Ca să vadă cum. Dar uite, bine că ți-ai pus ca o vila, dragă. Mi-am pus, știi cum adică? Bine că... Plec în pijama, fără de fie ca o vila pe mine? Da, vine bine acest aranjament compleu. Da. Chiar am fost da. Cu fratele tău de 25 de ani, eu la 38, la un magazin de pijamale ieri. Nu crezi. Și am luat pijamale din alea cum le plac nouă, ți-am luat și ție una. De nebune, nu? De albe din așa, alea. Da. Îți dai seama când l-a văzut Alex, că cred că nu-i mai trebuie femeie vreo 10 luni, sigur. E bine că mă pregătești pentru viață. Uite, dar serios, Alex, de ce ai parcat la Ploiești? Am parcat în față unde am avut treabă. Nu, eu știi ce face ăsta, micu, ascultă-mă. Fii atentă. Da, ăsta te distruge... obligă să mergi pe jos. Și atunci o să zic că tot timpul că nu are loc de parcare. Și tu va trebui să iei picioarele. Tu va trebui să iei orașul la picior, fetiță. Da, ușor, e... Diana, că Ana este pe tocuri. Nu, nu, tu ascultă. Dar tu realizezi că ăsta ne joacă acum. Nu, tu ne ascultă, joacă ca pe dracu, fii atent. Că mă lansăm... Ăsta micu, care știe să cucerească femei, are senzația că noi două, înțelegi, nu suntem trecute prin viață. Noi n-am văzut bărbați până acum și ne joacă da. Ca pe dracu. Da. Mai Alexandru. Ticiu Viorel, vediți de treabă. Dacă nu punem noi... Mai vă da... Voi sunteți Viorel și Viorica? Bună, ceau, uite că se face cu mâna. Bună! Bună! Ceau! Voi sunteți ciao. Viorel și Viorica, mă? Hai, da, măi! Dacă tatăl nostru nu prea a fost inspirat și ne-a pus numele de Viorel și Viorica. Să știe, atunci când bea, să-și aducă aminte măcar de unul din noi doi. Știe că amândoi suntem cu Vio! Da, exact! Eu sunt Viorica și el e Viorel. Pă Monica săracă o scutită. Ileana! Mă, Ileana nu-i rău. Nu, dar în familia noastră fiecare are foarte multe nume. Eu aparent am scăpat doar cu două. Eu sunt cu trei. Dar asta are 70 de nume și Monica la fel. Pe Monica o cheamă Monica Ileana Mirela și pe mine Diana Ana Maria Viorica. Ia, chiar ne face cu mâna. Poate cu tine, realmente, că acum ai mulți în oraș.
că toată lumea se oprește, vrea să fac o poză cu tine, lumea se face cu mâna, jur. Păi și ce păi să noi facem un acum? Drum de 10 minute cu tine la braț ne ia o oră jumate. 20 minutes later. Și vă spun, vă spun că mă pricep. A, uite, le-am găsit! Le-am găsit, Victorie! Da. Vreau eu tablou ăsta. Au, ce tablou? Mai ales înainte de orice. Așa. Ia-mi tablou. Exclus, n-avem loc. Îți trebuie tablou cu femeia? Păi da. Tu ai nebunii, deci nu, gata. Da, se va încheia așa, că toată îți dai seama unde era? Stați că mă perturbați. Îți dai seama? Deasupra patului meu cum vine tabloul ăsta. Se va încheia această colaborare acum. Sună pe măta, dă-mi telefonul să vină să te ia. Trebuie tablou. Stai potolit, mută cu Olivia. Auzi, dragă, care-i treaba cu Racu? Ce? Cu Racu-i treaba? Marius, hai că nu mori, că asta e ușoară. Hai, dragă, că n-ai fernie. Hai, mă, că tu ce nu ai. Deci doar pe spate poți să stai, să înțeleg. Nu-i nimic de capul tău. Dacă doar pe spate poate să stea, că-ți doare spatele. Tu să cari mobilă? Păi ce să fac acum, dacă n-am cărat de când o cunosc, dar nu m-am dus cu ea în toată lumea asta cărând lucruri, de peste tot am cărat. Acum că mai car niște de la depozit, niște mobile a pus acolo la păstrare pentru ce o păstrau, nu-mi explic. Ba da, pentru situații de genul ăsta. Și am cărat mobile, am cărat colivii. Astea-s pentru petrecere, dragă. Simbolul, toți bărbații vor să ne țină pe noi femeile într-o colivie. Nu e cazul. Femeile trebuie... Mai da, femeile trebuie să fie libere. Să facă ceea ce își doresc ele, pentru că ele întotdeauna vor avea grijă de voi. Mai da, ce frumos am zis. Ia, avem și masă de toaletă. Păi asta nu trebuie la mința biciclista, femeie. Alex, dar sincer, acum, între noi toate trei, dar de ce nu ții și tu cu Olivia, bă, băiatule, că parcă erai gentleman? Eu în viața asta am stat pe mese, n-am cărat mese. Eu nu înțeleg de ce în viața asta până la 38 de ani n-am reușit să am mai mulți asistenți. Eu nu înțeleg de ce tot eu trebuie să car. Alo, vezi că-ți rup picioarele. Poliția română chiar își face treaba și fără să facă abuzuri. Acum nu te apuca să faci tâmplării, Adrian, te rog. Aveți grijă la... Măi, Adrian, las-o așa, că nu stă bine masa. Nu am dat seara să te recondiționează, am nimeni dacă vreți să vă... Numai că e ok așa, o curățăm la revedere, că e doar decor. Alex, dar sincer, acum, între noi toate trei, dar de ce nu ții și tu cu Olivia, bă, băiatule, că parcă erai gentleman? Jobul meu nu e ăsta. Ea are o recuzită întreagă, doamna Ana Morodan, ca să vă spun drept. O recuzită întreagă, poți să găsești orice, oriunde la ea, prin, mă rog, lumânări, mobilă, vaze, sticlărie, argintărie, multe, multe, multe lucruri. Ce adică? Hai! Hai, de unde hai? La mașină, cum adică unde? Hai! N-ai... Dar eu unde stau? Stai. Dar de ce se întoarce oglinda invers? Suntem... Ca să nu ne vadă oglinda. Suntem drăguțe, suntem drăguțe. Ia uite, ce băiat bun ești. Da, 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 corect. Uite că le spargeam și oglinda tu. Hai ce proaste suntem. Bine, bine. Hai. Doar ce au gândit să văd operatorii acolo. Păi lasă, dragă, să se vadă că cine ne filmează, Dumnezeu. Pă bune. Mai Raticiu, că ne-ai tâmpit. Ne-ai tâmpit creierii la toți. Da, tu. Tu ai avut grijă, din m-a făcut neom. Neom ai făcut. Ai făcut de balamuc. Ce să mai, că n-am mers toată... 12 ani am mers înghesuită. Cum sunt... Dar eu sunt elastică și normal, pot, da. Tot timpul am fost între un bagaj, între 7 rochii, între 10 sfeșnice, între 200 de vaze. Adică s-o obișnuită cu asta. Pentru mine, m-ar mira să nu-i trebuiască nimic. Atunci m-aș îngrijora real. Dacă mi-ar spune vreodată, nu-mi trebuie nimic sau nu vreau nimic, pentru că nu trebuie nimic pentru nimeni, nu vreau nimic, atunci realmente m-aș îngrijora. Of, mamă, unde le pui tu pe astea? Fă, tu n-ai treabă? Nu, eu mi-aș face, dar nu știu cu cine să-mi fac treaba acum, zic eu. Unde le bagi? Taci! Eu merg pe jos.
Nu, fetiță, că noi nu Diana, ne-am mai... Da. Autostop. Și-a venit și cu bani eventual acasă. Eu n-am zis asta. Ah, da, da, ți-ar plăcea. Cum facem, Alex? De ca așa. Și nu putem să dăm... Dar nu se mai închide după ușa. Păi dăm ăsta jos. Și gata. Asta nu intră. Dar am ceva... Nu, am altcum... Asta am cumpărat-o acum de pe stradă. Să știi. Atât am modus capul. Da. Păi am văzut cu toții cât te duce capul. Ia, dă-mă că mai, dă că mai am loc în spate. Mai are, uite, caraj. Nu am loc de coș, am loc de asta. Bun, mulțumesc. Că se merge în continuare cu coșul în fiecare zi în mașină, că nu se știe unde... Unde vom avea un picnic. Eu în viața asta am stat pe mese, n-am cărat mese. No, uite că la 45 de ani le car dacă nu mai sta pe mese, vezi? Stai că ne băgăm în mașină, mă. Stai, că vreau mâna. Care mână? Păi am și mânuțe cu care apuc. Ce apuși, fetiță, cu mânuțe? Stai că eu mă duc pe spate, tu pe trescule, acum te înțeleg. Vai, oribil. Stai, hai în lateral, măticiu, că picăm pe spate. Păi picăm, păi piști tu, nu eu. Și acum? Acum ne oprim. Acum ne oprim, noi ne urcăm în mașină și Dumnezeu cu mila. Că eu nu mai pot, fetiță. Nu mai pot. Marius? Doar de la atât? Vine Adrian și ne salvează. Trebuie așa ceva? Ne trebuie la petrecere, nu. Nu am vorbit ieri. Nu e.